Salutare prieteni, în acest weekend am venit până la Leipzig, iar în acest episod o să vă prezint prima dată hotelul unde m-am cazat, iar mâine voi merge să vizitez primul obiectiv și anume grădina zoologică de aici din Leipzig. Rămâneți aproape! Aici m-am cazat. O cameră destul de spațioasă. Foarte bine arată. Un pat mare, o masă, televizor, să vedem baia. Bună dimineața! Tocmai ce am ajuns în parcarea grădinei zoologice, acum voi merge să cumpăr biletul de parcare, iar apoi o să mă îndrept către intrare. Rămâneți aproape!
Io c'è. Pelican. Sind große. Oh. Da ist ein Kackhaufen größer als du. Ja. Aici se află templul elefantului. Foarte,
foarte frumos acest loc. Foarte mare, foarte frumos. Îți trebuie cel puțin o zi ca să vizitezi tot. Asta e o sobă foarte veche. Ceva tradițional. Foarte interesant. O pușcă. Jungla din oraș. Exact ca în junglă, cred că este aici. Păi, mamă, ce scări au făcut aici. Foarte frumos, fraților. Chiar foarte plăcut, hai să vedem aici. O grădină zoologică foarte mare, foarte frumoasă. Animalele de aici și faptul cum este amenajat de nota 10. Sunt tocmai acasă, nu-mi vine.
Die sind doch nicht traurig für die Spiele. Wir laufen. Das machen wir, um zu spielen. Ja. Guck mal. Mit zwei Fingern festgehalten. Ja. Dieses große Pferd hier. Jetzt kitzelt die sich an den Füßen. Ja. Jetzt kommen sie nochmal hierher. Auch so zwei tobende Affen zu Hause. Guck mal. Guck mal, die deckt sich jetzt zu. Der ist bestimmt ein bisschen kalt. Wow, ich kann die Warum sind die rosa? Und ich weiß, guck mal, da hinten stehen nur weiße. Warum sind manche rosa, manche weiß? Weil die unterschiedlich sind. Weil die Klötze fressen. Und dann nehmen die die Kopf in die Klötze. Ja. Was? Was sind die noch nicht? Kann ich anziehen?